Ia o prea, eu mă duc. Vii? Taci-mă. Am nevastă și copii. Dacă ne prinde. Noi tot fugim. Cu bine. Ofițer, 60 oameni, 20 de cai, gata de a urma marș. Încămară! În 3 minute plecăm! Prișan! Ai
ai grijă de căruța asta. Am înțeles. Dacă ajungem în Ardeal, te decorez. Tonierul major, grăbește hamar acolo. Ascultă la mine. Bărbăție și credință îți dau. Hai! Ne-am înțeles, Oprișan. Nu dezertez. Că altfel știi că nu greșesc. Nu dezertez, Opaiu. Bine. Gata, grupul de comandă? Trebuie să mergem repede. Pornește căruța, Oprișan! Momentul Marnesc. Descalică și treci la căruță. Hai, coloană, grăbește! Regulez! De ce ai întârziat? Marinescu! Marinescu! Ai grijă de arhiva și de apelul regimentului. Mărgăritescule! Și neaproape, boule! Hai, coloană, hai! Pinge! Pinge! Trecem pe lângă satul meu, domn Spuneanu. De aici, la 5 km, Vlădana. La dreapta, dincolo de Braz, e grădiștea de munte. După aia nu mai sunt sate până în Ardeal. Numai chei. Numai chei de piatră. V-a pus domn Maior aici să mă păziți? Degeaba v-a pus. Eu nu dezertez. Ți-ai frică? Nu. L-am răbdat atâta și... tocmai acolo la urmă. Ești însurat? Da. Am și un băiat. Mare? 6 ani și 8 luni. La toamnă trebuie să-l dai la școală. Îl dau dacă s-a terminat războiul. Se termină? Ce zici? Ajungem în Vlădana. De ce voi, ca nevastă mea? A vrut unul să mă taie cu cuțitul pentru ea.
duce. Aber, nu mi-o duce. Nu mi-o duce. Lasă-mi-o. Nu mi-o lua, domnule. Nu mi-o lua numai pe asta, oameni. Nu mi-o duce, domnule. Numai pe asta, oameni. Lasă-mi-o. Du-te, dar. Mătuș, de ce n-ai ascuns vaca, mătuș? Poți să te pui cu ei, maică. La grădiștea au ridicat o mulțime de oameni. Peste deal, puși și omorât. Nu i-ar mai răbda pământul. Dar de Voica. Voica l-a oprișat, n-ai auzit? Hermaio. Bitte schon, lassen Sie meine Kolonne verfahren. Ja? Sie müssen sich jedoch beeilen, da wir die Brücken in die Luft sprengen müssen. Il faut faire le plus vite possible. Danke schön, Herr Mayer. Auf Wiedersehen. De ce-o fi dat foc la școală? Asta e școala? M-aș repezi până amineața. Marinescule, nu înțeleg de ce căruța asta rămâne mereu în urmă. Știi bine că la ora 4 trebuie să fim la cota 821. Marinescule, răspuns! Land. Don Splend, nu mai pot. Dați-mi voi pentru sfert de ceas acasă. Alerg într-un sufer și vă ajung din urmă. De ce este mea că mă întorc? Nu știu ce să pune nevasta și cu băiatul. Nu se poate opri așa. N-am fost de 4 ani acasă, Don Splend. Am răbdat. Și acum să trec pe lângă satul meu și să nu mă duc acasă? Vă rog, domn Sulaim. Nu pot. Maiorul poate veni din clipă în clipă. Știi bine că ducem documentele regimentului. Am adus și eu ceva din Rusia. S-aud în ea valurile mării. Ascultați. Voiam să-i o duc băiatului. El poate niciodată nu o să vadă mare. De ce nu-mi dați drumul, domn Splend? Vă rog, numai un sfert de ceas.
Ducem documentele regimentului. Am ordin precis. Care documente? Crezi că eu nu știu ce duceți dumneavoastră și cu domnul major? Asta e arhiva regimentului. Pentru asta ne-ați dus pe front. Soldat Oprișan, trimți! Pune prelata la loc. Să trăiți, domnul Sorel. Domnul major întreabă de ce ați rămas. Spune domnului major că s-a rupt ceva la căruță. Asta e, Mărgăritescule, s-a rupt ceva la căruță. Să n-aibă nicio grijă că vă ajungem din urmă. Să trăiți, domnul Sorel. Gata? Deja și pune piedica la căruță. Soldat, s-a întâmplat ceva? Nu, nimic, doar spune. Ce s-a întâmplat? Nimic, domnul Sulent. Vă piatră. Thank you.
Dă-te jos. Ia ranga de jos. Pune-o în căruță. Și du-te până acasă. Maiorului spunem că s-a rupt ceva la căruță. Am să te aștept aici. Să vii iute. Vă mulțumesc, domn Splend. Ce faci, omule? Nu mai zăbovi. Du-te. Stai! Vino, Dărât. Ia un cal. Ajungi mai iute. Du-le, băiatule.
aceștia au ridicat o mulțime de oameni peste deal puși și omoriți.
băiatul, tati. L-au împușcat. Și cuvintele să le ascundă. Și l-au împușcat. Doamne, dă-mi putere să-i spun. Cal Oprișan. Uș Dumitre, dă-mi calul. A venit Oprea. Vreau să-l ajung. Dă-mi, te rog, calul dumitale. Te rog. Uș Dumitre. L-am trimis la munte că-l găseau. Doamne, ce să fac? Iau pușca și mergem. Dosplent.
Domnule, stai că trag! Ce-i? Ce faci aici? Dumneavoastră plecați, domnul Slent. Eu rămân aici. Aștept nemții care au ars Blădana. Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut acasă? I-am căutat pe ai mei. Domnul Slent, mi-a omorât băiatul și femeia. Fac și la noi ce-au făcut în Rusia. Hai, pune mitraliera în căruță. Nu schimbăm noi soarta lumii. Și atunci ce? Să-i lăsăm pe ei să o schimbe? Ne-au dus în război. Acum ne omoară copiii și ne ars satele. Duceți-vă, domn Sluent. Duceți-vă să n-aveți necazuri cu domn Maior. Pe Maior l-am împușcat. Trăiam pe front, n-am omorât pe nimeni. Tu vrei să tragi? Îl las că prea să înrăise și domn Maiorul ăsta. Ridică-te să plecăm. Răzbunarea nu o să te vindece. Nu mă răzbun. Fac dreptate. Și așa ar trebui să facă toți. Hai, plecați. Blestemații vor să astupe cheile. Să se umfle râul și ne prăpădește satul. Cine o fi, cine nu o fi, nemții acolo în pușcă. Oprea!
el omoară. Du-te la poiana lui Gudean să adu oamenii. Gehen den Hang hinauf und räuchern mir das MG-Nest in spätestens 10 Minuten aus. Jawohl, Herr Major.
Trebuie să știi, Ania, faveți! Dreptate. Și așa ar trebui să facă toți. Hai, plecați. Am văzut. Vino după mine. Aici. Du-te pe unde am venit eu, prin spate. Nu plec, domnule. Nu plec. Trebuie să ne acoperim retragerea. Te rog eu. Hai, du-te. Nu plec fără dumneavoastră. De ce nu vrei să mă asculți? Te rog eu. Hai.
Don Splend. Erste Wagen, das Burfahrer ist.